Strivite ca într-o menghină între oamenii care împingeau din spate și un zid, cele două femei au căzut din picioare. Polițiștii locali le-au scos cu greu din mulțime și le-au acordat primul ajutor. Aveți nevoie de salvare, chemăm salvarea? Cum zice? Multe persoane au ajuns la depozitul de alimente comunitare încă de la ora 2 pentru a fi sigure că vor ocupa un loc mai în față. Trebuie să stăm. Lumea asta e aici, să încuzește că e ordine, de nu se face ceva așa. Toată lumea așa de grămadă aici. Stați de mult aici? Da, din la 4. Ați venit de la 4 azi dimineața? Da, da. Cu insulina am fost mai. Da, da. Și la Pitești au fost incidente la distribuirea alimentelor comunitare. Unui bătrân i s-a făcut rău și a fost ajutat de polițiștii locali să iasă din îmbulzeală. Unii au stat la coadă încă de seara ca să fie siguri că vor primi alimente. Mult de tot, la seara. La seara sunteți? La seara, da. La ora 8. Cât vă ajung alimentele astea? Dar nu exagerez, tot 3 săptămâni. Bine venit, da. Da, da. Evident că ar trebui mai des. Ne așteptăm la ulei mai mult și conserve astea, să înțelegi, zahăr. Alimentele vor putea fi ridicate de beneficiari în zilele lucrătoare după ora 8:30.